Oh, date din Anglia. Cum de? Până acum nu prea erau. Deci asta e cu volanul șanț, probabil. Nu? Cum vine asta? 48.000 a scăzut în 5 luni 11.000. Încă o lună, încă vreo 8.000. În încă o lună, încă 1.000. Și după un an și 2 luni a crescut prețul la 44.000. Băi, ești nebun. 400.000 de kilometri în 2018. Deci sunt dați înapoi minim 200.000. Cam 200.000, de fapt. O nouă sesiune de verificare cu car vertical. Mașină personală Opel Insignia, bolid periculos. Opel Astra GTC. Un Volkswagen Jetta. Un Audi A4 care se vinde pe OLX, nemțoaică focoasă cu parfum de țeapă. Facebook Marketplace. 2.0 TDI S-Line Matrix Virtual Cockpit, nu știu ce. BMW luat de la o cunoștință. De la cuplu pentru cuplu. Mi-ai lăsat 2 mașini, din păcate doar una pot să-ți verific, pentru că nu ar fi deloc corect față de ceilalți care îmi trimit câte una. Țeapă Golf Arad. Salut, în afe banii trecut am decis împreună cu părinții să-mi cumpăr o mașină, urmând să dau de permis. Am mers la piață, așa. Am aflat că mașina are undeva la 600.000 de kilometri și unele daune, mașina având la bord undeva la 211.000 la data cumpărării. Nu am verificat pe care să vă poza daune sau ceva, însă chiar să dau țepe și la mașini de buget, nu doar la mașini de peste 7-80.000 de euro. Bineînțeles că se dau. Sau, hai să spun altceva, țeapa a fost dată mai de mult înainte să-ți cumperi tu. E320 diesel din 2003, Passat B6, mai nou mașina românului, 270.000 de kilometri, cred. Deci eu chiar nu mai cred în aceste cifre, pentru că m-am urcat în mii de mașini în service timp de 3 ani, am făcut ITP-ul la vreo 1300-1500 de mașini. Efectiv m-am urcat în mii de mașini odată. Iar pe mailul ăsta am primit vreo peste 10.000 de serii de la voi. Credeți-mă, cred că maxim 3%, 5% din mașini au pe bord peste 350.000 de kilometri. Foarte puține mașini. Unele nu le depistează car vertical, unele nu sunt trecute pe nicăieri, unele cine știe pe unde și-au făcut reviziile, unele sunt mascate bine. Dar în realitate, eu vă spun că cel puțin 50% sunt măsluite, ca să nu zic 70%. Pentru că nu e posibil, adică chiar toți, că e 2002, că e 2005, că e 2008, că e 2012, că e 2016, că e 2018, au 200.000 km pe bord, chiar toate așa, adică n-are cum. Adică nu dă masa cu casa, știi? Chiar toate au 200.000 și toate au povești. Uite, 2009, 90, 142.000. Mai sunt și cazuri când chiar așa e, dar acele cazuri când chiar așa e, nu sunt toate cazurile. BMW M3, ia bă, bobiță. De pe Autovit. În general, mașinile cu mulți cai puternice prezintă un risc mai mare de daună. Nu neapărat că are kilometrajul modificat, ci pur și simplu e riscul mai mare să fie lovită. Își au un tânăr la 20 ceva de ani un M3 sau primește de la părinte un M3 sau un BMW cu mulți cai, îi dă jar, se duce cu ea în pomp că nu e și driftul. Țeapă, tigaie de la neamț, țeacă. Țeacă, dar de unde asta cu țeacă? Că mulți scriu țeacă. Golfuleț. Megane 2.0 benzină. Golf 5 2.0 TDI BKD. Kia Sportage cu daună totală, dar nu are afectată structura de rezistență. Am vrut să cumpăr această Kia pentru tăvăleală, după ce am verificat-o m-am îngrozit. Proprietarul, care este un prieten al adevăratului proprietar, mi-a zis că dauna nu a afectat structura de rezistență sau cel puțin așa reiese dintr-un raport trag și nu știa de aceasta, asta după ce am să-i aminte de ea. În anunț nu scrie nimic de daună sau daune și nici în conversația la telefon sau pe lex nu a menționat de aceasta. Anunțul este dezactivat. Preț negociabil, țaca paca, poze nu mai avem, 3000 așa, 2.0 benzină plus GPL, 300.000 de kilometri. Ok, Kia Sportage accidente. Istoric din România, din 2007, mașina... Ce daune a avut băiatul meu? 288.000 km, probabil că ăștia ar fi. Daună de... Oh. Da, discutabil. Poate să aibă, poate să n-aibă, dar în principiu la ce preț are mașina asta s-ar putea să fie într-adevăr afectată de structura de rezistență.
Depinde ce prețuri s-au ofertat, nu știu, dacă se ofertează cum se ofertează în general piese originale, s-ar putea să fie scumpe, dar accidentul a fost în 2016, mașina din 2007, ar trebui să nu fie atât de scumpe, nu știu ce să zic, e discutabil, trebuie inspectată cu atenție, dar șansele să fie afectată structura sunt destul de mari. Așa am achiziționat această mașină. Ford Focus cu daune vizibile și posibil kilometraj dat înapoi. Și cam astea sunt ce am băgat eu astăzi aici. Insignia cu accidente. Mașina ta personală. 273.000, ai spus că are 310.000, aia e, dauna e mică, deci subțire. No problemă. Opel Astra cu accidente cică. 232.000 de kilometri, accidente eu. Asta nu e aceeași, sunt diferite. Asta în Germania, asta în Germania, sunt la distanță mare. 3.000, 5.000. Doar în spate, adică da bine în spate dacă e doar asta și asta în față e nimic. Poze ceva, Nema. Ieta. A avut lucrări de întreținere, bla 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 bla, 62.000 de kilometri în România, bun. Și atât. Deci mașina probabil că arată de nou din România, dacă are istoricul așa frumos. A? Da, în România direct. Mașina cumpărată de nou din România, care nu a avut daune, cu kilometrajul desfășurat. Deci este un exemplu de raport foarte util, care arată faptul că mașina este curată. Daune, deci dacă totul e pe teritoriul României, daune sunt zero, iar kilometrajul ăsta e. Oh, date din Anglia, cum de? Până acum nu prea erau. Deci asta e cu volanul în șanț, probabil. Nu? Da, astea de fapt cred că sunt mile. Cred. Așa cred că este, dar nu neapărat. În 6 ani totuși se pot face 150.000 de kilometri. Dar totuși cred că așa este și atât. Kilometri și mile sau ce sunt alea. Trebuie verificat pe bord. Accidente Audi A4. 220.000 de kilometri. Accidente... În Germania 1.500-3.000 de ori am văzut că sunt pupături. Din ce am observat eu. BMW seria 5 cu accidente, 343.000 de kilometri. Să-i fi dat aici înapoi un pic? Sau să fie doar o simplă eroare și apoi și-a continuat demersul? A? Mă rog, dacă sunt puțini, dar nu cred că sunt dați înapoi, dar unele sunt mici. Seria 5 din 2002. Cred că n-a arătat kilometri ani să mă bați. Bă, ești nebun. 400.000 de kilometri în 2018 și acum are 224.000. Deci sunt dați înapoi minim 200.000. Cam 200.000 de fapt. Și daune. Ceva. Deci ai zis tu ceva dacă cred că ăsta e golful respectiv, că a avut 600.000, n-a avut 600.000, a avut 400.000. Dar mă rog, mult oricum. La ăsta nu prea sunt informații. Păcat. Passat accidente. 263.000. Seria 3. 142.000 de kilometri și atât. Seria 3. Nu spune că e același, că mor. E altul, da. A fost în Germania. A fost în România. A fost iar în Germania. După aia a fost în Austria. Apoi iar în Germania. Și după aia iar în România. What? 87.000 de kilometri. Preț, ia uite. Ia uite, tati, preț, ia, fii atent. În 2019 a fost 48.000. În 2019 a fost 37.000. 29.000, 28.000, 28.000, 44.000 după un. Cum vine asta? 48.000 a scăzut în 5 luni 11.000. Încă o lună, încă vreo 8.000. În încă o lună, încă 1.000. În încă 3-4 luni, încă, nu, tot același preț. Și după un an și două luni a crescut prețul la 44.000. A, M3 ăla. Băi, ești nebun. Partea bună, nelovită. Băi, ești nebun. Păi a fost la reprezentanță. Dealer, ai rupt chestii. Păi a fost iară, nu știu unde. Bă, l-au plimbat ăștia, frate. Mamă, câte poze are. Păi aia BMW, Alpina. Autohaus. Mamă, câte poze are asta. Bă, dar ce jepcari. Români, nu? Români jepcari. Vă zic și de ce. Bă, deci fii atent. A fost 48.000 în 2019. S-a vândut cu 37.000
S-a vândut cu 29.000, s-a vândut cu 28.000, s-a vândut cu 28.000 și pe aia a crescut prețul cu 14.000. Cu ce 14.000? 16.000. Băi, ești nebun. E amuzant, cu mașinile scumpe și rare, mă așteptam să fie lovită. Nu e lovită, nu e cronometrată, dar are un istoric de preț extraordinar și câți proprietari are. Iar un M la 87.000 de kilometri, ăsta a făcut multe drifturi. Dacă ajunge la unul ca Z, din 87.000, 20.000 a stat în drift. Nu că ar fi ceva rău dacă o întreții, că pentru asta e, dar obosită. O mașină sport la 100.000 de kilometri e obosită, alergată, ture multe. Nu e ca și când merge Neion cu ea la piață, 2.000 de ture, 3.000 de ture, pâr. Nu, aia o ia, o încălzește și dă. Că de-aia ți-o iei, nu? Da. BMW cu accidente seria 1, kilometraj 171.000, subțire. Renault Megane, nimic, din păcate, subțire cu informațiile. Da, România, istoric frumos, 155.000, frumos, de la zero, corect. Și atât. Ce e asta? Nu uita ce e. Golf, după serie. Așa, X4 din Italia, 90.000, pare în regulă. Dacă a ajuns din Italia în România și nu s-a modificat kilometrajul, e în regulă. Și cam atât, a? Și mai avem una. Ford-ul care are prezentări de țeapă, dar din păcate nu sunt informații. A avut 58.000 de kilometri în Germania prin 2015-16 sau când a fost 2009, vă 2 ani. Deci, cam astea au fost mașinile. Aștept în continuare seriile voastre, țepele găsite de voi, îmi puteți scrie pe verificarea@vehicles.ro. Aveți link mai jos cu 15% reducere pentru un raport, aveți reducere și mai mare dacă cumpărați două rapoarte și în cazul în care nu știați există inclusiv abonamente pentru dealeri, dacă vă interesează să verificați multe mașini în fiecare lună. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.